se vă arăt cam acum e familie și i-am tot dat sirop de ulei. Am fost câteva zile, nu m-am uitat la el. Iată vă arăt. Iată ce frumos au construit ele aici. Foarte, foarte frumos. Din păcate au construit această diafragmă. Bine, o să îl desfințez, o să scutur albina de pe ea și o să desfințez acea diafragmă. Îi aduc o ramă. Vreau să vă spun că aici este o matcă de roire de anul trecut, iar în primăvară am scos-o pe două rame. Am scos-o afară pe două rame ca să nu roiască. Eu am zis că de pe două rame nu o să roiască. Acum, după ce am început să-i dau stimularea, venirea aceasta puteică, ea s-a pus pe treabă. Și acum va trebui să-i reduc această hrănire. Iată ce ramă frumoasă aici, plină cu puieri, are și trântori suficienți. Ce mă bucur eu la el este că anul acesta am ținut în frâu varoa ca la carte, să zic așa. Odată ce nu ai varoa și familia de albine altfel evoluează. Se vede că o duce foarte bine, e sănătoasă familia. Fiindcă sunt și diferiți virus care acționează la un moment dat. Iată ce a reușit această matcă să facă. Deci ea este o matcă de roire de anul trecut. Este o ouă foarte frumos. Are puiet. Are puiet foarte bine bătut. Și acum trecem doar la stimulare. Deci nu va mai primi așa mult sirop, ci va primi un pic mai puțin. Acum am făcut rost de ramele de la cum am desfințat eu cele două nuclee, acolo erau 8 rame și am făcut rost în câteva rame și o să-i aduc la dânsul. Data trecută am pus o foaie aici în margine, o să o trec a doua. Am adus și ramele pentru a le băga, la ce rame o să-i băgăm, acestea sunt. Vreau să vă arăt și rama nouă care a fost dată la clădit, că n-am avut să le dau. Și a și o atmat ca în ea. O să verific dacă este mătuța pe aici. Foarte bine. Sunt ouă în fundul celulei, deci rame noi. Per total, totul decurge foarte bine. Acum voi face următoarea lucrare. Asta trebuie să o scoatem, diafragma. O să o scutur. Verific un pic să nu fie mătcuța pe ea. Nu este aici.
tot timpul pentru a evita. Iată, am terminat de completat, am băgat 3 rame plădite și acum vom pune doar stimulare. Iată, aici este diafragma care am scos-o, dată foarte bine. Acel faguri are un pic de miere în el ce a depus. O să îl pun deasupra să nu mai am problemă cu. Bine, până data viitoare, numai bine. Mă bucur că am putut să vă mai prezint încă acesta, chiar că a fost un roi. Acum arată foarte bine. Numai bine.